ca profesor. Unde vezi tu asta? Că dacă ar fi fost pe mulțime, era adevărat. A, da. Și mechere ce faci. Deci tu acum ai vrut să vezi dacă suntem atent. Da, asta ai vrut să vezi. Sunt atent, observ, da? Deci n-ai voie să mă păcălești. Numai că ne înmulțire adună exponenții. Eu n-am cum dat asta aici, abia acum atrag atenția. Că niciodată nu-ți face pentru adunare sau pentru scădere. Numai la înmulțire. Okay. La împărțire o să vedem imediat. De aici, ce sufleți? Da. Zim. Cu sfat 2 la 6 plus 1. De cine? De 7? Nu, sfat 2 la 5 plus 2. Aaaa. Așa. Deci atenție ce face el. Să uite că are pe 2 la 5 cel mai mic. Atunci, pe 7. Îl descompune. Ca fiind 5 plus 2. Corect. Deci vine 2 la puterea 5 plus 2. Plus 2 la puterea 5 plus 1. 5 plus 1. Plus 2 la 6. Scrieți toți, da? 2 la 5. Totul de învățit la 2 la 5. Și la mai departe cum? Să scoți 5 de fapt. Păi stai, care 5? Stai. De unde provine adunarea? Scoți 2. De unde provine adunarea, mă? De unde provine adunarea? Că tot am făcut mai. Uitați la proprietățul de acolo, domnule. Așa. La provinarea a doua. Aici, cum? 2 plus 3? 2 la 2 ori 2 la 3? A, 2 la 5 ori 2 la 5 ori 2 la 2. Așa! Din 2 la 5 ori 2 la 2 plus 2 la 5 ori 2 la 1 plus 2 la 5 totul de împărțit la 2 la 5. Și acum? Câți termeni are adunarea aia în Dario? Adunarea? Adunarea din paralel. Asta din paralel. Câți termeni are? Care mai sunt? 5. Cât sunt? 5. Nu. Mai atenție. Dar este mai o dată. Adunarea câți termeni are? Deci adunarea asta câți termeni are? Care e primul? Adică un termen, primul termen. 2 la 5. 2 la 1. 2 la 5 ori 2 la 2. E un termen. Termene ai adunării sunt aceia care îi despărțiți prin semnul plus. Deci, unul este ăsta, al doilea și al treilea. Ce au comun toți termenii ăștia? Al 5? Nu, 5. 2 la 5. 2 la 5. 2 la 5. Deci, ei, acești trei au 2 la 5. Ia 2 la 5. Ia 2 la 5. Deci sunt trei termeni ai adunarei. Și au comun din 2 la 5, așa, atunci scoate acest termen în factor. Spunem că, de fapt, scoate în factor comun. Da? Ai răbdare tare, că imediat. Ți-a zis că nu plec de aici. Deci nu plec de aici până nu facem și aici, da? Da? Ți-a promis. Vin și celălalt, stau un pic de vorbă, stau și aici așteaptă și ne ducem acolo. Da. Dar nu poți lasa. Ce au comun? Corect? Da. Deci ce-am comun? Scoate 2 la 5-a. Pe 2 la 5-a e factorul comun și îl scoate în față. Să fie 2 la 5-a, vedem de 4. 2 la 5-a, hai să scoatem. 2 la 5-a. Plus 4. Pe lângă. 4 plus. 4 plus 2. Plus. Plus. 1. 1. Hai și copii important. Hai și ori 1. Nu zic 0. E o prostie. E unul care a rămas așa. Dacă era în locul 0, dădea 0 aici. Deci a rămas 1 aici. Plus 1. Cum o să fie 2 la 5? Împărțit la? Împărțit la 2 la 5. 2 la 5. O să fie 2 la 5 ori 7. Deci va fi egal cu 2 la 5. Egal cu 2 la 5. Ori 7 împărțit la 2 la 5. Ori 7 împărțit la 2 la 5. Și rezultatul e 7. Sigur, pentru că 2 la 5 am părțit la 2 la 5, face 1. Dar îți fii și toate primul. Da. Face 7, da? 7 ori 1, 7. Da, uitați cât de frumos, cât de clar a fost aici, că am văzut factorul comun 2 la 5. Foarte frumos și foarte interesant și cum s-a scos. Foarte frumos. Deci, multe lucruri interesante am avut aici. Așa că,
O să mai continuăm. O să mai facem exerciții. Și mă duc și la Daria. O să asistați, o să vă uitați ce ești tineri. O să înțelegeți de ceva acum. Dacă înainte începeam discuția cu Daria, voi erați speriați că nu știați ce spun eu acolo. Acum, ca limbaj, am să am eu grijă ca să pot să vă comunic și vouă, da? Deci nu sunteți absenți, ca spune, nu ne interesează, pentru că sunt lucruri interesante. Dar lăsați că ețelul deschis și lucrăm. Scrieți exerciții, vă oprim bine asta. Hai, Daria, mi-i prea bine, domnule. Deci, calculați. A, 3 la 2. Calculați. 3 la 2. 3 la 2, plus 4, 0, 4. 4 ori 6, totul la 2. 4 ori 6, totul la 2. Plus 2 la 5, ori 5 la 2. Minus 1. Minus 1. Și eu am făcut inițial într-o parte și apoi mi-am mai dat. Păi zic, mai făcut. Mergem pe deci, campul tău, pe ideea ta. Am făcut, deci, 3 la 2. Care este cât? 3 la 2, eu am lăsat 3 la 2. Asta da, așa, fur, 3 la 2 las și eu. Plus 4 la 2. 4 la 2, da? Fiecare la 2, da? Da. Plus 4 la 6 la 2. Păi 6 la 2, da. Plus, aici am vrut să fac 2 la a doua, ori 2 la a treia. Bun, merg în atac, are dreptate, nu? Că 5, 2 la a cincea poate să fie scris, 2 la a doua, 2 la a treia. Deci 2 la a doua, ori 2 la a treia, dar tu și face 2 la a cincea, ori 5 la a doua. 5 la a doua, minus 1. Minus 1. Și cam... apoi am făcut, le-am scris pe toate în modul. Deci apoi am scris la 5, la 2, la 3, când era acolo. Am scris același lucru, 2, 3 la 2, 5 la 2, ori 6 la 2. Ai, cât este? Egal cu 3 la 2. 3 la 2 plus 4 la 2. Păi ia 4 la 2, scrie 4 la 2. Nu, nu, vreau așa, să vedem unde se împotmărește, dar nu vrea, nu vrea, să vedem de ce. Deci 4 la 2 este bine, nu? 4 la 2. Ori 6 la 2, plus 2 la 2, ori 2 la 2, ori 1. Deci 2, 2 la 2. Ori 2 la 3. Ori 2 la 2, ori 1. 2 la 2, ori 2 la 1, dacă vrei. Nu ori 1. Că pe 3 vrei să scrii ca fiind 2 plus 1. Și atunci ori 2 la 2, ori 2 la 1, că 2 și cu 2 și cu 1 fac 5 ori, care e acolo, de la 5, da? Ori 5 la 2. 2 minus 1. Și e la 1. Și atunci, pentru că am acolo, am scris 9. Unde ai 9? 3 la 2. 3 la 2 face 9. Abia acum am pus la el, da? Egal cu 9. Hai. 9. 9. Plus. Plus. Păi 6, 6 nu se poate. Aici am făcut la 2. Nu. 6 m-am gândit că nu se poate la 2 puteri. La 2 puteri, 6. La 2 puteri nu putem să scriem 6. Ca 2 puteri. Ca o putere. Ca o putere. Păi 6, aș putea zici 2 ori 3, totul la a doua. Păi 6 și 2 ori 3, mă. Deci nu-ți, da. Nu-ți place, că nu-ți place niciun serviciu. Nu, așa am făcut și eu odată, dar nu mi-a ieșit. Bun, nu ți-a ieșit. Daria, din tot ce s-a întâmplat acum, până aici, desfășurat, când faci toată treaba, trebuie să ai un obiectiv. Tu trebuie să urmărești ceva concret. Acum, în toată povestea asta, când te-ai întors și ai scris pe 3 la 2, abia acum 9, am pierdut ceva timp cu scrierea asta. Trebuie să remarcăm că acest exercițiu nu urmărește punctul cu putere, ci urmărește, să-ți calcule efectiv, urmărește
Să vadă dacă știm ce înseamnă 3 la a doua. 9. Că n-ai altă șansă să ai un factor comun, să fie un joc făcut. Deci nu e decât un lucru concret scris. Adică 9. Aici când te-a zis 4 la 6, făcea 24 la a doua. Plus 2 la a cincea, care face 32. Plus 32. Ori 5 la a doua, care face 25. Nu sunt. Deci nu e altceva decât un calcul efectiv. Și este egal cu 9 plus 24, 24 plus 32 ori 25. Nu sunt. Și calculul se face, mulțirile acelea face, găsim un număr și asta e final. Aici n-ai altceva, alte exerciții ai? Acesta nu este un exercițiu, este o parte din fizică, așa. Deci, paranteză rotundă. Deci, da. Nu e un exercițiu, domnul. Da. Determinați numărul natural X, astfel încât. Determinați X, așa încât. Da. Zi. 2 la 3 plus 3 la 5, așa pare cum. Da. Împărțit la paranteză rotundă. Deci, da. Paranteza asta, da? Da. Asta o închidem? Da. Împărțit la deschideți altă paranteză. Împărțit la deschideți altă paranteză. 2 la 4, 3 la 6, deschideți paranteza. Împărțit la 3 la 2. Egal cu 6x. 6x sau 6 la puterea x? 6 la puterea x. 6 la x. Nu e aceeași chestie. Da. 6 la x. E ceva mai. Acum, eu când privesc existul ăsta, fac o strategie. Și visez. La ce visez, Miruna? Tu ce-ai face la ieșitul ăsta? În afară de faptul că nu ești atentă, vreau să vă prind și pe voi, și pe tine, și pe... Ce-ai face la ieșitul ăsta? 3 la 6 la 3 la 2. 3 la 6 la 3 la 2. No, dar obiectivul care ar fi final? Tot ce lucrezi la aici, visez, să fii 6 la ceva, egal cu 6 la aici, așa poți să-i egalezi. Așa aceeași bază sau... Deci așa trebuie să mă gândesc. Eu din capul locului, când văd ieșițiul ăsta, îmi formez un alt, sau gândesc prin un obiectiv al meu. Ca să găsesc pe X, trebuie să fie așa 6 la, egal cu 6 la, și acum lucrăm cu gândul de a ajunge acolo. Și, Dania, te rog. Și acum scriu că 2 la 3 totul la a doua. 2 la 3 totul la a doua. De unde e totul la a doua? Pentru că e la a doua. Aici e la a doua? Da. Hai, nu, n-am scris așa. Ia gândare, te rog. Cum așa scrie? Deci, 2 la 3 ori 3 la 5, ori 3 la 5. Mare atenție. 2 la 3 ori 3 la 5, totul la puterea a doua. Hai, ca să le reluăm de nou. Deci, 2 la 3 ori 3 la 5, totul la a doua, împărțit la... Deci, asta într-o paranteză o puneți, da? Împărțit la 2 la 4 ori 3 la 6, împărțit, am închide paranteza, împărțit la 3 la 2, este egal cu 6 la puterea X. E altceva. Da. Acum, fiind un produs și totul la a doua, se ridică fiecare la acea putere. Adică, zic, 2 la a treia, totul la a doua. Dani și cu Ileana, atenție că nu este adunare. Sau scădeți. Deci fiecare se poate face. 2 la 3 totul la a doua. Ori 3 la 5 totul la a doua. Totul într-o paranteză dreaptă. Împărțit la... Împărțit la 3 la a doua. 3 la a doua. De ce? La 2 la 4 ori 3 la 6. La 2 la 4 ori 3 la 6. Deci împărțit la 2 la 4, da. În 2 la 4 ori 3 la 6, da.
Împărțit la 3 la 2. Da. Egal cu 6. Lasă mai mult. Atunci eu să am 2 la 6. Așa, pentru că mulțim ăștia 2. Da. 2 la 6. Ori 3 la 10. 3 la 10. O, nu mai știu cum pare să vezi. Împărțit la... Îi pun pe ăștia 2 într-o paranteză. Pentru început, că să vei spui de ce. Împărțit totul la... Împărțit la 2 la 4. Da. Ori 3 la 6. Așa. Și împărțit la... Împărțit la 3 la 2. Egal cu 6 la X, da. Egal cu 6 la X. Egal cu 6 la puterea X. Bine. În momentul acesta, eu pot să fac cu 3 la 6, împărțit la 3 la 2. Da, hai... Să faci în ordinea care apare. Deci ăsta, toți în parte lăsatul. Și cineva, da, împărțim ăsta. Ai înțeles? Deci ăsta tot, împărțim ăsta tot. Și până împărțim la ceva. Ca să nu greșim, da, hai. Deci 2 la 6 împărțit la 2 la 4. 2 la 6 împărțit la 2 la 4 este egal cu 2 la 2. 2 la 2. Da, deci scădem exponențiala. Da? Deci vine 2 la 2. Pot. Ori. 3 la 10 cu 3 la 6. Împărțit la 3 la 6. Da. O să fie 3 la 10. 3 la? La, a, la 10. 4. La 4. Că 10 minus 6, da? Da. Ăsta la 4. Ăsta la 4. Împărțit la? Împărțit la 3 la 2. 3 la 2 egal cu 6 la 10. Atunci o să... Acum trebuie să puneți acolo la 2 la 2, împărțit la 3 la 4, să nu vă curcați. E mult mărțit din... Da, bun. Așa. 2 la 2, ori 3 la 4, împărțit la 3 la 2, 3 la 2. Așa. Este egal cu 6. Deci 2 la 2, ori 3 la 2, egal... Cu 6 la puterea X. Atunci o să avem, baza avem baze diferite și exponenții egale și o să scriu că o să pur și simplu să scriu 2 ori 3 egal cu 6 și 2 ori 3 totul la 2 egal cu 6. 2 ori 3 totul la 2 din înmulțire egal cu 6 și aceeași exponență de 3 totul la 2 egal cu 6 la x. Rezultă că x este egal cu 2. Ați scriu de sub 6 la y a 2 egal cu 6 la x. De unde rezultă că x egal cu 2? Dar de ce x egal cu 2? Pentru că acum avem baze egale, ceea ce ne permite să spunem că sunt și exponenții egale, copii, da? Timpul termen egale, baze egale, dar exponenții sunt obligatorii de sub egale. Haideți să vedem... sinteza ori. Da, da, da. Sinteza. Ori. Și la sinteza orei, da. Să dăm în timp de unde am plecat. Am făcut teorema împărțirii cu rest. Da, merită neapărat teorema împărțirii cu rest. Împărțirii cu rest. Da. Așa. Am 15 exerciții. Deci teorema împărțirii cu rest, după aceea putere proprietă. Nu, nu, a făcut pătrate perfecte. Deci pătrate perfecte. A fost problema aceea cu ultima cifră, cu mulțirea aceea și am compus o problemă chiar. Da. Deci... am compus o problemă. Am trecut eu la puteri. Factor cu operații, operații, proprietăți, da? Da, operații, proprietăți. Proprietăți. Factor comun. Factor comun. Aplicați. Aplicați. Mai vizionați. Să închid camera și te-a venit. Hai, spuneți final.
Nu-i dar și șase, și să schimbe mai neapărat un pen. Nu, doamnă, ia uite ce doamnă pentru ce spune. Pe mai neapărat pânten. Este o melodie. Este o melodie în engleză și Apple. Ziceți, hai să zicem. Pineapple, Apple Pen înseamnă fix. Măr. Nu. Ei, da, ananas. Înseamnă fix ananas. Măr. Măr și fix. Și și eu o melodie, știți? Fix, ananas, măr și fix. Nu, nu. Bine, mai eu le-am așa, la revedere. La revedere.